Bună seara, dragi prieteni din capitala Olteniei, de aici, din Craiova. Accent TV este din nou alături de dumneavoastră cu informațiile zilei, informații proaspete, informații calde, prin intermediul cărora să sperăm că în seara asta, timp de aproape o oră, o să deprindeți o jumecherie, cum să fac banii europeni, cum faceți dumneavoastră anumite proiecte, cum dezvoltați afacerile, cum faceți să lucreze acești bani europeni pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră. Dezbatem acest subiect împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, ne găsiți în mediul online, acolo pe Facebook. Accent TV vă stă la dispoziție cu toate propunerile sau recomandările pe care doriți să le înaintați către noi. Și de asemenea, ne onorează cu prezența în studio domnul doctor inginer Lili Țenea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Consultant în fonduri europene și în același timp burtiera și tematica acestei serii este ce bani europeni mai putem accesa noi, domnul Țenea, pentru familiile noastre, pentru afacerile noastre, pentru că vedem o întreagă tevatură, un întreg tăvăluc care vine de la Uniunea Europeană, vedem primăriile, vedem consiliile județene care se calcă pe pingere, care mai de care să anunțe bani europeni la dispoziție, dar săraci oameni când se duc acolo și bat la ușile consultanților, primăriilor, consiliile județene, acolo se lovesc ori de o birocrație crasă, ori de indiferența unor funcționari care privesc sictirii după ochelarii din spatele biroului. Da, problema accesării fondurilor europene, începând cu anul 2007, este o problemă complexă și astăzi. De ce? Pentru că prin ghidurile de finanțare ale acestor programe sunt puse tot felul de condiții. Anumite ghiduri în perioadele de programare anterioară s-au schimbat pe timpul depunerii proiectelor. Cei care au apucat să depună au fost nepregătiți, însă în ultima perioadă sau în perioada în care suntem, 2023-2027, cu acest mult discutat PNRR, Mecanismul de Relansare și Reziliență pentru România, lucrurile au început să intre pe făgașul normal privind finanțările în domeniul atât al autorităților publice locale cât și la IMM-urilor. Eu în seara asta, fiind timpul limitat, am să mă refer la accesarea fondurilor europene prin PNRR referitor la administrațiile publice locale. Este un domeniu de interes pentru că și în 2023 avem localități fără apă, avem localități fără canalizare, nu mai vorbesc de sisteme de distribuție gaze naturale și mai nou se pune problema energiei verzi. În PNRR, PNRR-ul finanțează autoritățile publice locale sau finanțează în general pe baza unor componente care fiecare pe specificul de finanțare. Și am să prezint fiecare componentă pentru autoritățile publice locale în limita timpului acordat de către emisiune. Și am să încep cu prima componentă, managementul apei. Managementul apei este o componentă care finanțează sistemele de apă și sistemele de canalizare. Aici, această componentă se întrepretunde și cu programul național, Planul Național de Investiții Angel Saligny, care finanțează același tip, printre altele, același tip de investiții. Marți s-a încheiat prima sesiune de depunere pe această componentă managementul apei pentru extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările sau localitățile cu peste 2000 de locuitori și colectarea apelor uzate pentru aglomerările sau localitățile sub 2000 de locuitori. Care este specificul? În anul trecut, prin ordonanța 2021, prin ordonanța 95/2001, în cadrul programului Angel Saligny s-au depus proiecte la Ministerul Dezvoltării pe apă și canal. Și drumuri și dezvoltare de și gaze, dar vorbim de apă și canal. Aceste solicitări au fost aprobate pe ordin de ministru, într-adevăr, cu alocări financiare mai mici decât solicitările făcute. Acum este în desfășurare depunerea de documentații pentru aprobarea acestor proiecte. Bun. În cadrul PNRR-ului, sesiunea s-a închis marți de depunere, vorbesc acum de localitățile cu peste 2000 de locuitori echivalenți. Aceste proiecte s-au depus pe întreaga localitate, cred că fiecare autoritate publică a depus aceste proiecte, numai că
Există mențiunea, în momentul în care vor fi declarate eligibile, să se renunțe la solicitarea pe Angel Saligny. Și aici vorbim așa, extindere de apă se fac la rețele deja existente și operaționale. Extinderea de sisteme de canalizare se face pentru la sistemele existente și operaționale, nu se finanțează înființarea de stații de epurare, ci modernizarea celor existente. Sunt condiții foarte normale, binevenite autorităților publice. Pentru componenta de colectare a apelor uzate pentru aglomerările sub 2000 de locuitori, și se știe că aceste localități au fost vitregite de aceste tipuri de finanțări pentru canalizare, apă s-au finanțat pe PNDL 1, PNDL 2, așa, Fafir nu a finanțat investiții în apă și canalizare pentru localitățile mai cu aglomerări sub 2000 de locuitori. Soluția găsită în cadrul PNRR-ului pentru localitățile cu populație sub 2000 de locuitori este colectarea apelor uzate prin soluția tehnică de microstații de epurare. Numai că în această situație a venit prea din scurt această sesiune, deoarece aceste localități nu aveau studiile topografice efectuate, nu aveau studiile geotehnice efectuate ca să-și poată elabora studiile de fezabilitate. Asta este prima sesiune. Vom vedea în perioada următoare, așa cum scrie în ghidul de finanțare, să se deschidă alte sesiuni. Aș vrea să vă întreb, având în vedere experiența dumneavoastră, ce probleme ați identificat în implementarea proiectelor europene, atât la nivelul mecanismelor care se derulează prin intermediul Ministerului Dezvoltării și Afirului, dar și la nivelul primăriilor și la nivelul administrațiilor locale, mai ales în cele din mediul rural? Problemele sunt de două... cuprind două aspecte. La nivelul primăriilor, principala problemă a fost lipsa unui personal specializat în domeniu pentru implementarea acestor programe. A fost necesară contractarea unor consultanți, proiectanți mai pricepuți, mai puțin pricepuți, și asta a avut rezultantă în calitatea proiectelor depuse și corespondența acestora cu ghidurile de finanțare. La nivel central, au fost situații când, după deschiderea sesiunii, au fost depuse proiecte, iar pe timpul sesiunii au fost schimbate anumite condiții din ghidurile de finanțare, ajungând ca la evaluarea proiectelor, acele proiecte care nu au corespuns ultimelor precizări din ghidurile de finanțare să fie declarate neeligibile. Deci există un parcurs oarecum nedorit, atât din partea OAT-urilor, cât și din partea celor care sunt responsabili cu împărțirea la acești bani europeni. Acum, ce se întâmplă? La nivel central, știm că aceste autorități de management, prin cadrul legislativ, li s-a permis să contracteze evaluatori privați, externi, care evaluatori au fost mai mult sau mai puțin corecți în evaluarea acestor proiecte. La nivel central, la nivel local, s-a dorit, desigur, câștigarea acestor proiecte s-a și întâmplat, însă vreau să fac mențiunea că cele mai multe proiecte câștigate și investiții efectuate, mă refer acum cu preponderență la mediul rural, au fost făcute prin cele două PNDL-uri, PNDL 1 și PNDL 2. Afiru, care a finanțat și el investiții în mediul rural, a avut anumite criterii, după părerea mea, foarte restrictive, și numărul de investiții pe infrastructură a fost mult mai mic. În schimb, la PNDL, niște programe quasi-politice, de altfel, au fost realizate investiții destul de consistente, modernizare drumuri, înființare de apă, de sisteme de apă, inclusiv stații de tratare, gospodări apelor, înființare de sisteme de canalizare cu stații de epurare, lucru foarte bine venit pentru comunitățile rurale. De la Angel Saligny este care PNDL 3, așa cum îl denumesc politicienii, ce așteptări aveți? Da, pentru primul ordin de ministru, în care au anunțat proiectele câștigate atât pentru drumuri, modernizare drumuri cu condiția să aibă utilitățile deja existente, și este ceva normal, astfel încât dacă nu există apă, canal, se asfaltează drumul și au loc distrugeri de asfalt, s-au
Pe ordinul domnului ministru mai sunt investiții de apă și investiții de canalizare. Sunt depuse investiții în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale, sunt în evaluare la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Energiei în această situație. Sunt foarte multe proiecte depuse, acum așteptăm evaluările pe documentațiile care s-au transmis. Există o platformă digitală a programului Angel Saligny, care funcționează destul de corect. Se cer și clarificări la cele care funcționează foarte bine. Ce părere aveți de acele programe de finanțare care atunci când se deschid într-o oră se epuizează tot bugetul care l-au alocat? Aceste lucruri se întâmplă la AFM, Agenția Fondului pentru Mediu. Și este cunoscută de ani de zile această problemă. Nici nu se deschide bine sesiunea, s-a închis în câteva minute. E no comment, eu nu m-am ocupat de implementarea acestor tipuri de programe pe Agenția Fondului pentru Mediu. Tocmai din această cauză. Regula asta, primul venit, primul servit, e una care dăunează modul de implementare al proiectelor în administrația publică locală. Da. Sau este una preferențială, pentru că, din câte am auzit, se vehiculează, se fac speculații, că sunt anumite poziții care sunt rezervate pentru băieții deștepți și mai sunt alea din ultimii care vine, ăla e servit primul. Această regulă, asta vorbește gura lumii. Această regulă, primul venit, primul servit, este un aspect care dăunează implementării normale a programelor de infrastructură, mă refer la acestea. Pentru că, de multe ori, autoritățile publice locale nu au timp să elaboreze un studiu de fezabilitate, presupune că anterior să aibă un studiu topografic care durează, avizul OCPI și toată procedura, să aibă studii geotehnice, să aibă și alte studii care să permită elaborarea unui studiu de fezabilitate cu obținerea vizelor necesare și cu toată documentația colaterală. Ori asta ia timp. Ori să fii primul să depui documentația primul ca să fii servit primul, e dificil. Este de preferat o procedură concurențială. S-au depus proiectele în timpul sesiunii, după ce s-a închis sesiunea, să se înceapă evaluarea lor și pe baza calității proiectelor și a respectării condițiilor de eligibilitate să se treacă la contractarea finanțării. Ce mai îmi plac mie la proiectele europene la care facem noastră trimitere, că mai sunt ăștia de la Uniunea Europeană, băieți deștepți, nu sunt proști niciunul, să știți, mai bag tocotită din asta. Și am uitat un proiect european pe zona de televiziune de mass media, întruneam toate, televiziune regională, studiouri, evenimente făcute absolut tot, și mai ales trecut o șopârlică frumos acolo, trebuia să-i făcut și un film. Păi bă, fraților, eu nu știu care televiziune face, cine de la nivel central face film. Deci vă dați seama, au făcut de așa natură proiectul încât le-am luat pe toate, da, fiind televiziune regională, și acolo creator de film. Atenție, deci nu, era condiție sine qua non, trebuia să îndeplinim cu sifaia, nu e condiție opțională. Deci nu sunt băieți proști ăștia de la Uniunea Europeană, în momentul în care ne dau cu o mână și au măciucă în aia. Am exemplul programului de infrastructură mare, operațional infrastructură mare, care în 2020 a deschis sesiunea pentru proiecte de rețele inteligente de distribuție gaze naturale, care pe timpul depunerii proiectelor s-au schimbat anumite referitor la avizul de mediu. Inițial, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, formată din mai multe autorități publice locale, fiecare își lua avizul de mediu, etapa 1, etapa 2. Ulterior a venit cu precizarea, nu, trebuie luat avizul de mediu pe ambele etape, pe acest ADU. Ori lucrul ăsta a împiedicat multe localități să depună proiect la finanțare pentru gaze. Deci este o problemă. Apropo de finanțarea pentru gaze, știm că de regulă condițiile au fost destul de draconice în implementarea acestor proiecte. Vedem că de regulă gazele sunt nou cărbune, adică din 2030 vedem că trebuie să treacă pe alimentare cu hidrogen. Cam ce se întâmplă în bulibășa asta de accesarea fondurilor europene? Pentru că dacă stăm și ne uităm, cărbunele eliminat prin programul acesta de carbonare, gazele la fel în 2030 sunt supuse la același program de epurare, alimentăm cu hidrogen, alimentăm cu eoliană, cu solară. Ce mai e? Că lumea e debusolată complet. Există componente de finanțare în cadrul PNRR-ului de obținerea hidrogenului verde. Obținerea hidrogenului verde care urmează a fi folosit în hidrogenarea gazelor naturale. Momentan, această procedură, tehnologic vorbind, nu e pusă la punct, ci există componentă de finanțare. Ca și altfel, de altfel, cogenerarea pe gaz să producem energie termică și energie electrică. Noi am început să dezvoltăm într-o localitate din județul Constanța, prin acest proces de cogenerare,
din deșeuri, din deșeuri, localitatea colectează 9.000 de tone anual de deșeuri, are și o stație de sortare. Din deșeurile menajere să producem energie electrică, energie termică și trigenerare. Energie și frig. Păi și pe aici, pe la Oltenia, nu vă mai băgați doar pe la ăștia, la malul mării, nu prea vă place muntele, pentru, vă place marea. Pentru a fi fezabil un asemenea proiect, trebuie să se asigure materia primă în cantități mari. Ori în Oltenia, nu știu, o localitate sau un grup de localități care să aibă un depozit așa de mare de deșeuri. Este, finanțează, PNRR-ul are o componentă pe managementul deșeurilor și sunt mai multe subcomponente în acest lucru, în acest aspect, astfel încât deșeurile să fie colectate selectiv, desigur, pe anumite zone. Și probabil că acolo vor fi condiții de aplicare a unei asemenea tehnologii de cogenerare. Am văzut că sunt foarte multe primării care, celor care colectează selectiv deșeuri, oferă gratuitatea la ridicarea gunoiului menajer. Crezi că poate fi disciplinați oamenii pentru a avea un astfel de comportament care să ajute atât societatea cât și mediul în care trăiesc? Da, dar în timp. Nu se poate face. La momentul acesta există o strategie de management al deșeurilor, există planul județean strategii pentru managementul deșeurilor și planul național, însă totul revine la cetățeanul care colectează, să colecteze selectiv aceste deșeuri. Sunt centre de colectare, se încearcă acest procedeu de deșeuri selective, însă cu costuri foarte mari, mai ales energetici. Există, într-adevăr, vreau să menționez la deșeuri, există o componentă care finanțează reciclarea gunoiului de graști și a compostului. Opțiunea biogazului, biomasa. Da. Avem și acum, dacă știți, noile invenții în România ale domnului Iulian Horneț, care a promovat și promovează producerea de energie verde din biomasă și din orice, tot felul de deșeuri organice vorbind. S-a discutat, sunt discuții și la guvern pe această temă. Vor accesa la acest proiect verde pentru România sau rezerva, sub rezerva, ca să spun așa, anonimatului a băieților deștepți din zona de minerit și de energie, acest proiect îi se va găsi un nod în papură și va fi un pic dosit la sertar așa și lăsat acolo să aștepte un pic? Îl cunosc personal pe domnul Iulian Horneț și vreau să vă spun că n-a fost ușor să promoveze producerea de energie din biomasă. Dar s-a reușit. Acum, băieți deștepți cu băieți mai puțin deștepți, să sperăm că vom ajunge pe linia de plutire să eliminăm deșeurile din drumurile noastre. Vedem că și pe marginea drumurilor și la marginea localităților munți de deșeuri, munți de gunoaie, care momentan n-au fost supuse unei strategii de reciclare. Apropo de colectarea aceasta deșeurilor la care faceți dumneavoastră trimitere, să vorbim de o groapă de gunoi, de rampă, de sortare, de ce în general UAT-urile care au în subordine sau BAD-urile sau GAL-urile care au în subordine astfel de societăți de salubrizare nu reușesc să obțină performanță cu ele, în vreme ce operatorii privați, dacă stăm și ne uităm, sunt câțiva la nivel național, au ăștia niște profituri de ori milioanelor de euro. Care, unde e bășpăr, la unde e problema aici? Autoritățile publice locale nu pot să facă această operațiune, acest proces de reciclare așa cum îl face o societate privată care are dotarea necesară de la mașini de transport până la linii de selectare, procesare și reciclare. Deci, clar. Și totul, bineînțeles, se supune planului județean, în primul rând, și a planului național privind managementul deșeurilor. Haideți să dăm rapid o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la dezbaterea noastră ce bani europeni mai putem accesa pentru comunitate și pentru afacerile noastre. Publicitate și revenim. We'll be right back.
SC Giunage Ospit Transrl vă pune la dispoziție servicii diversificate de închiriere camioane cu macara. Deținem personal calificat în exploatarea utilajelor de ridicat, automacarale și macarale telescopice și certificate de garanție și calitate pentru toate dispozitivele de ridicare pe care le punem la dispoziție. Vă asigurăm asistență tehnică și consultanță pentru optimizarea lucrărilor și alegerea optimă a utilajului potrivit pentru solicitările dumneavoastră. Pentru relații și programări sunați la 0722 402 555. Giunage Ospit Trans, noi suntem soluția pe care o căutați. Cofetăria Vivien vă așteaptă să vă îndulcească ziua și evenimentele frumoase din viață cu cele mai delicioase prăjituri și torturi speciale preparate cu produse naturale. Vă așteptăm la cofetărie pe strada Constantin Brâncuș, numărul 33, să lăsați o comandă sau puteți suna la 0747 070404. Vivien, cofetăria gusturilor tale! Vienna Medical. Vienna Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extra corporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Vienna Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter. La numerele de telefon 0353 418580, 0761 909534 sau pe www.accrcinternational.com. Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Campanie excepțională la Motoferăstrăie în luna februarie. Toate modelele de motoferăstrău Stihl pe benzină au reducere 10% din prețul actual de listă. Ofertă supusă unor termene și condiții, valabilă până la 28 februarie 2023. Pentru mai multe detalii, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter și complex Eurosport, Calea București, numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Stihl, 10% reducere la toate motoferăstraiele pe benzină.
Clinica de frumusețe Estetica, cu o vechime de peste 15 ani, în Târgu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, bloc 26 parter, vis-a-vis de Liceul Teologic. Vă așteaptă într-un mediu ambiant cu servicii de calitate pentru frumusețea dumneavoastră. Cosmetică, estetică facială și corporală, masaj, tunel, manicură, coafură, micropigmentare și multe alte servicii de înfrumusețare. Programări la numărul de telefon 0765 166 477. Clinica de frumusețe Estetica îți face viața mai frumoasă. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să-ți spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Am revenit, dragi prieteni, la dezbaterea noastră cu banii europeni. Ce bani europeni mai putem atrage pentru afacerile noastre, pentru viitorul nostru în România? Domnul Liliță alături de noi, bineînțeles, și dumneavoastră sunteți alături de noi în mediul online, acolo pe Facebook. Aș dori, dacă aveți nevoie de consiliere, de consultanță în zona fondurilor europene, nu știu, dacă doriți să faceți un autoservice, o spălătorie auto, o croitorie, un fast food, un produs de panificație, cum am colegul aici la cameră, crescător de albine, vrea să facă mierea, specialitatea lui, da, așa. Vă rog să ne lăsați mesajele dumneavoastră sau cât de curând o să intrați și în legătură telefonică directă. Așadar, domnul Țenea, vă rog. Da, tot în cadrul PNRR-ului, o componentă care prezintă un interes foarte mare atât în mediul privat cât și pentru autoritățile publice locale, este componenta pe energie. Și această componentă prezintă interes pe partea de producere energie solară, prin panouri fotovoltaice. Există pentru IMM-uri programe care finanțează dezvoltarea acestor parcuri fotovoltaice, da? Au anumite specificații de la obținerea avizelor tehnice de racordare de la operatorul regional de energie. Se așteaptă în luna martie, după cum se discută, apariția ghidurilor de finanțare pentru autoritățile publice locale, ca aceste parcuri să le asigure consumul public de energie. Undeva așa în mediu la un megawatt oră, la un megawatt oră puterea instalată. Pe partea de privați se discută despre înființarea de parcuri fotovoltaice pentru producere de energie consum propriu și furnizare în rețea, depinde de puterea instalată, sau partea de comercializare a energiei, care bineînțeles are particularitatea de obținerea avizelor de la Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei Electrice. Acest domeniu este, din toată componenta, reprezintă cel mai mare interes. Desigur, la nivel industrial, tot pe această componentă se dorește obținerea pe bază de gaz, prin cogenerare, am spus și anterior, obținerea de energie electrică și energie termică prin acest proces de cogenerare pe bază de gaz. Tot în cadrul acestei componente se finanțează obținerea de hidrogen verde. Hidrogen verde care este folosit în speță, se dorește a fi folosit în procesul de hidrogenare a gazelor naturale. Într-adevăr, în cadrul componentei se finanțează în anumite condiții aceste investiții. Eoliene sau solare sunt principalele componente care prezintă interes la acest moment la care discutăm. Partea de energie eoliană, de energie fotovoltaică pentru IMM-uri este împărțită în două, cu capacități de instalare între 200 și 400 de megawatt-oră sau cu capacități peste 400 de megawatt-oră. Fiecare are atribuită un anumit plafon pe megawatt instalat. O altă componentă care necesită și este supus un interes foarte mare este partea de digitalizare. Se tot vorbește de digitalizare în ultimul timp. Digitalizarea IMM-urilor, program lansat spre contractare,
și digitalizarea autorităților publice locale. Aici, la partea de digitalizare, problemele sunt foarte complexe, asigurându-se, sunt și măsuri care finanțează partea de securitate cibernetică și partea de echipamente specifice acestui proces de digitalizare. Digitalizarea autorităților publice locale rezolvă o problemă extrem de importantă, birocrația. Cetățeanul va avea acces fie în baza unei platforme online deschise de către autoritatea respectivă, fie prin alte metode de accesare, își poate accesa documentele de care are nevoie personale, vorbesc, de la autoritatea publică locală. Este un lucru extrem de important, având în vedere timpul care se pierde la cozi, timpul care se pierde la plata taxelor și impozitelor, timpul care se pierde pentru multe alte operațiuni care trebuie să fie prezent fizic la autoritatea publică locală. Credeți că digitalizarea asta va fi un proiect care va fi implementat și nu sau va dispare pentru totdeauna acel dosar cu șină funcționarul? Adică mie mi se pare o cultură a poporului român, când te duci, vine funcționarul, dă cu degetul, cu creionul chimic după ureche, semnează acolo, te trimite, mai face o copie exterioară, adică toată interacțiunea asta socială între persoana care vine să solicite un document și prezentat administrației publice locale va dispărea. Eu nu știu dacă toată digitalizarea asta cu tot tamtamul care ai făcut va putea înlocui interacțiunea asta umană dintre funcționari și contribuabili. Acest aspect este de durat. Pentru că noi vorbim de autorități publice în general. În mediul urban, autoritățile publice dispun de un aparat de specialitate, dispun de oameni pregătiți. În mediul rural, din păcate, nu există așa ceva. Ori acest fapt încă va implica un timp destul de lung pentru digitalizare. Se știe că este apărut o ordonanță de guvern în care este eliminat dosarul cu șină. Dar asta este partea teoretică. Până la partea practică mai durează, v-am zis de ce, pentru că autoritățile publice mai sărace, să zic așa, nu au personal specializat, nu au nici fonduri necesare pentru implementarea unor asemenea soluții care presupun partea de echipare, partea de soft și partea de personal specializat să opereze cu acestea. Însă, este necesară digitalizarea pentru interconectarea cu cloud-ul guvernamental. Pentru că toate aceste documente și toate aceste operațiuni care se fac trebuie cumva centralizate la nivel de guvern. Apropo de cercetările noastre de digitalizare, mie mi-e greu să cred, pentru că partidul atunci când pune un primar de comună, și foarte bine campanie electorală cum sunt la comună, da? Ăla promite că îl angajează pe Ionescu, Vasilescu, Georgescu și mai departe. Tu ai neam mare, da, pac, vino, punește ampila pe mine și după aia te angajezi la primărie. Serviciu de urbanism, mă rog, în fine, polițiști local, Dumnezeu mai știe, da? Ce facem noi că digitalizarea asta înlocuiește toate promisiunile electorale ale candidaților? Da, este ce mai promit ăștia? Te angajezi mouse, nu știu, te angajezi antivirus? Este o problemă la care nu pot să vă răspund. Pentru că ține de alt domeniu politic. Eu nu fac politică, nu sunt angrenat în niciun partid politic și nu știu cum se fac aceste operațiuni. Numai că, vorbind din punctul de vedere al accesării fondurilor, finanțărilor și a tipurilor de investiții care se finanțează, v-am spus. Acest proces de digitalizare va fi de durat. Va fi de durată pentru că totul recurge până la urmă la factorul om și factorul om este imprevizibil. Programele acelea Startup Nation, ce părere aveți despre ele? Pentru că rata de faliment este una uriașă, adică au venit foarte mulți tineri entuziaști, au făcut o patiserie, o croitorie, un autoservice și așa mai departe, da? Iar rata de faliment a fost uriașă. În general, ce nu au înțeles cei care au accesat aceste fonduri este că în momentul în care ai deja un business funcțional, te ajută, e un fel de impuls care ți-l dă, dar în momentul în care pleci la zero cu un astfel de business, e aproape imposibil să supraviețuiești în competiția economică care există pe piață. Programele Startup Nation au ieșuat ca și programele pe AFM despre care am discutat, că s-a deschis sesiunea și într-o două minute s-a închis. Programele Startup Nation, așa cum au fost concepute, teoretic au fost foarte bine gândite. Numai că, prin condiția pusă de ca beneficiarii să aibă și credite de cuplare cu aceste finanțări, s-a întâmplat ca să rămână cu creditele făcute și n-au mai primit finanțare de la nerambursabilă prin aceste programe. Au ieșuat, din păcate. Și cu, așa cum a spus dumneavoastră, multe firme au intrat în faliment. Nu mai există acum atracția și dorința să se acceseze un program Startup Nation.
Vedem foarte multe proiecte pe zona de infrastructură. Vorbim aici de gaze, de drumuri, de iluminat public și așa mai departe. Dar totuși cine mai locuiește aici? Cui servesc aceste programe de infrastructură uriașe? Pentru că România este depopulată, forța activă este plecată în străinătate, copiii sunt naturalizați în țările respective, Franța, Germania, Austria, Italia, da? Fenomenul acesta al depopulării nu poate fi stopat, dar cui mai servesc proiectele astea nebunești de ordinul miliardelor de euro? Vorbiți, vă referiți la mediul rural? Vorbesc, da, vorbesc doar de latura umană. Cui mai servesc lucrurile astea? Păi, după cum știm, politica și Uniunii Europene și politica națională este de a repopula, de a atrage tinerii, vorbesc cel puțin la nivel de discuții și de programe, de a atrage și tinerii și locuitorii în mediul rural. De aceea, pe acest considerent, s-au făcut și atâtea investiții. Modernizare de infrastructură de orice tip, apă, canal, drumuri, modernizare de infrastructură spitalicească, dispensare și alte investiții de acest gen, modernizarea școlilor și grădinițelor, acolo unde există copii, de exemplu. Da, sunt comune care au un număr considerabil, 200-300, cunosc localități care au copii în învățământul primar. Și atunci au fost eligibili să-și modernizeze aceste școli și grădinițe. Aici vorbim de comunele puternic urbanizate care se află în zonele metropolitane ale marilor orașe sau în municipii. Comunele puternic ruralizate, e dezastru ce vedem acolo. Adică nu mă refer la comunele care sunt în zonele puternic urbanizate. Mă refer la comunele, sunt comune și în județul Olt și în județul Dolj, vorbesc de zona de sud, care sunt dezvoltate. Sunt dezvoltate și au un număr de copii considerabil, astfel încât să fie eligibil pentru asemenea investiții și au făcut asemenea investiții. Ziceți și mie una, două denumiri, că nu vine niciuna în cap. Vă dau din județul Olt, unde cunosc, e județul meu de Bașină, comuna Izbiceni, comuna Rusănești. Sunt comune care sunt dezvoltate, nu sunt sub niciun oraș sau să fie în zona urbanizată și și-au realizat aceste tipuri de investiții. Da, într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră are o logică, pentru că mai sunt și excepții de regulă care confirmă această regulă. Primarii sunt gospodari și se vede în activitatea edilitară și administrativă pe care o desfășoară, dar în general comunele puternic ruralizate în toate județele, numai din Oltenia, cred că în toată România, dacă vedem ce e acolo, e durere, e jale. De exemplu, există acum un program tot finanțat din PNRR, a cărei autoritate de management este la Ministerul Educației, dotarea cu mobilier școlar pentru unitățile de învățământ primare sau și înființarea sau dotarea cu echipamente pentru laboratoarele de informatică și celelalte specialități. Numai că au o prioritate. Se finanțează cu prioritate zonele săraci. Ministerul Educației a pus pe site-ul sau a pus localitățile săraci. Acolo deține punctajul, se va obține un punctaj mai mare și șansele de reușită sunt mai mari. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la exercițiul financiar pe fonduri europene 2022-2027? Credeți că vom reuși să implementăm proiecte necesare pentru atragerea de tineri și pentru forța de muncă activă plecată în străinătate? Sau, dimpotrivă, vorbim de acel anghel salinic care e PNDL-3, în care vom vorbi doar de consumatorii de partid, ca să spun așa, și după care se va arștena praful pe tobe? Nu. Eu cred și sunt convins că în această etapă de programare 2023-2027, că cei doi ani de la începutul perioadei s-au dus, că a fost pandemie, oamenii sunt mult mai specializați în accesarea fondurilor, atât autoritățile publice locale, cât și proiectanți, consultanți, cei care participă la acest procent de accesare și implementare a acestor fonduri. Sunt mult mai conștienți de ce trebuie să facă și autoritățile centrale au învățat lecțiile anterioare pentru elaborarea acestor ghiduri și consider că și cred că așa și este, sunt convins că șansele de absorpție sunt mult mai mari. Acum depinde de la autoritate la autoritate, așa cum a spus, fiecare primar este gospodar, mai mult sau mai puțin. Sunt localități în care și vă spun iar documentat, sunt localități care și-au realizat toate investițiile de infrastructură în decursul mandatelor primarului respectiv. Sunt localități care nu au accesat niciun leu fonduri europene. Păi e frică primarului să nu se frigă cu ele.
Da, ați văzut și la televizor zilele trecute. Da, sunt primari care nu au accesat, cred că din lipsă de înțelepciune, ce să zic. Sau alt tipar de lucru care nu se încadrează în fondurile europene, dar asta e o super paranteză. Apropo, nu comentă asta. Apropo de absorția de care vorbeați dumneavoastră, Institutul Național de Statistică ne-a prezentat, mi se pare, undeva în jurul la 60% pragul de absorție a fondurilor europene 2014-2020. Pe rata de 2020-2027, având în vedere că nu se elimină pensiile speciale, vorbim de undeva la 35-37%. Prognoza e mult mai sumbră. Ce facem în condițiile în care Polonia a absorbit 160%, dacă nu mă înșel? Nu vom ajunge la nivelul Poloniei. Păi nu, niciodată, nu ne vom ajunge. Am făcut asta ca să râdem un pic, adică cum să zic, da. Nu vom ajunge pentru că e târziu. Suntem la a treia perioadă de programare și noi suntem la procentul de absorție la care suntem. Însă vă spun, principala cauză este internă. Una, la autoritățile publice locale, pentru că sunt multe proiecte care sunt făcute în afara condițiilor de eligibilitate. Și la autoritățile centrale, că nu au comunicat suficient de mult cu autoritățile publice locale privind elaborarea acestor documente. V-am zis, în momentul în care se schimbă condițiile de finanțare, condițiile de eligibilitate în timpul sesiunii, lucrurile scapă de sub control și atunci prinde cine poate. Credeți că, având în vedere, suntem an preelectoral, urmează un an electoral, se vor mai călca pe pingere, ca să spun așa, reprezentanții OAT-ului să atragă fondurile europene, sau vor fi mai ocupați de campanie electorală, deci cine votează, cum votează și să-și facă aranjamentele pentru 2024-2028? Desigur că după aceea vorbim de rata de absorție mai mare. Desigur că vor fi interesați de alegeri. Pardon. Vor fi interesați de alegeri, pentru că ăsta este principalul lor interes. Dar cred că ar trebui pusă o condiție la premierea sau remunerarea primarilor în funcție de investițiile pe care le accesează. Este o condiție care ar fi foarte sănătoasă pentru comunitățile locale respective, pentru că până la urmă suferă cetățeanul. Cetățeanul, că e în vârstă, că e copil, că este adult, că are loc de muncă, că nu are loc de muncă, că are unde, că merge la școală nu știu câți kilometri pe jos. Deci dumneavoastră spuneți că ați atins un punct sensibil, că ar trebui remunerat primarul pentru implementarea de investiții. Dar totuși primarii, să nu uităm că primesc un spor la salariu, fiecare dintre primari, da. Pentru ce e sporul ăsta? Sunt toxici, banii europeni, se ard cu ei, le e frică să lucreze. De ce dracu e sporul ăsta? Sporul ăsta este politic. E de pericol, de rușine. De ce e sporul? Sporul ăsta este politic. Este un spor politic, nu e un spor pe merit. Nu există un criteriu de atribuire acestui spor în funcție de realizările primarului în localitatea respectivă, de investițiile făcute acolo. Nu există un criteriu de atribuire. S-a atribuit un spor. În funcție de numărul de locuitori, s-a spus. Da? Mă rog, astea sunt interpretabile. De sporul se găsește doar la ei. La noi nu se prea găsește sporul, se găsește doar minusurile. Da. Cum împăcăm sporurile lor cu minusurile noastre? Găsim o cale de conciliere, o cale de compromis sau ei în lumea lor, noi în lumea noastră și merge lumea mai frumos, mai departe? Asta este o decizie politică. Nu pot să-mi dau cu părerea. Numai că, vedeți dumneavoastră, datorită acestor cauze și locale și centrale, am ajuns în anul 2023 să nu avem toate localitățile cu alimentare cu apă. Minim necesar. Să nu avem toate localitățile cu drumuri asfaltate. Să nu avem toate localitățile cu sisteme de canalizare. Acum se încearcă cu aceste rețele inteligente de distribuție gaze naturale să vedem ce evaluări vor fi pe programul Anghel-Saligny. Am văzut că și acolo sunt alocări, unele județe mai mult, altele mai puțin, în funcție de cât de dezvoltată privind gaze naturale este județul respectiv. Dar vom vedea. Pe POIM, în proiecte depuse în anul 2020 privind aceste rețele inteligente de distribuție gaze naturale, au fost aprobate un număr relativ mic față de ce s-a depus. Au rămas un număr de localități sau asociații de dezvoltare intercomunitară care au luat punctajul minim de 70 de puncte, dar nu au primit finanțare. Acele localități sau grupuri de localități au fost transferate pe Anghel-Saligny cu o sumă de 5 miliarde de lei atribuită special. Sau nu au mai trecut prin evaluare pentru că au fost evaluate la Ministerul pe programul operațional infrastructură mare, ci au fost finanțate și contracte semnate direct din programul Anghel-Saligny.
acum sunt la faza de contractare sau au început deja operațiunile de proiectare și execuție. Ce sfaturi le-ați dat dumneavoastră primarilor din mediul rural pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pe care le au locuitorii, contribuabilii din OAT-urile pe care ei le păstoresc? De regulă asistăm la un comportament oarecum mai degrabă politic decât unul social al celor care ocupă aceste funcții. Da, componenta politică este definitorie. Dar sunt, v-am zis, sunt primari gospodari care sunt foarte atașați de către de locuitorii din zonă și de necesitățile, de nevoile lor. Vă spun că eu cunosc personal primari care întocmesc ei la calculator adeverințele, formulare pentru APIA și tot ce au nevoie ca să poată reuși în această competiție. Sunt primari care poate nici nu vin la serviciu în fiecare zi, nu-i găsești la ora 9 la program, nu-i găsești nici la ora 4, nici a doua zi, nici a treia zi. Funcționează prin colaboratorii de acolo care n-au putere de decizie, desigur. Păi o fi primar prin sistemul de învățământ la distanță. Ca să nu vă mai spun că sunt primari care sunt condamnați la locul de muncă și ei sunt primari. Fac muncă în folosul comunității. Nu voi da acum pe post numele, dar vă spun că există așa ceva. Lucru de neînțeles. Ăla nu are drept, el nu are drept de semnătură. Cum accesează programe europene sau și guvernamentale? Au delegat semnăturile la viceprimar sau, eu știu, la altă persoană din primărie. Iar un lucru anormal. Am ajuns aproape la finalul emisiunii. Vă rog o concluzie și un mesaj pentru telespectatorii noștri. Da. Perioada de programare 2023-2027 este, să zic, ultima speranță a României pentru dezvoltare pe toate planurile, da? Și verticală și orizontală. Acest aspect depinde numai de noi, de fiecare dintre noi, să conștientizăm că intrarea în Uniunea Europeană nu presupune numai obligații la care am fost supuși, ci presupune și obținerea unor fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea noastră și a generațiilor care vin după noi. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că sunteți fiecare dată alături de noi și pe Accent TV Oltenia. Rămâneți alături de programele noastre de aici, din inima Olteniei, din care vă spun o seară plăcută. Rămâneți alături de Accent TV Oltenia și nu uitați să ascultați și muzică bună pe Radio Accent 96,2 FM. La revedere, numai bine!